Bine v-am găsit! Urmează două zile extrem de complicate din punct de vedere meteo, cu o pleiadă de fenomene care le vor însoți. Ploi, lapovițe, ninsori, vânt. Avem parte de o iarnă severă deasupra României. Și o luăm pe rând cu prognoza detaliată pentru 10 ianuarie. Sinoptic vorbind, multe detalii. Suntem sub influența unui ciclon mediteranean, acesta are deplasare nord-est, bogată în precipitații și cu fronturi în diferite stadii. Astfel, la începutul intervalului de prognoză avem un pasaj frontal superior cald, situat la sud-est de noi, ne traversează repede, ajunge la miezul zilei la nord-est de România. Un front rece are deplasarea spre Marea Neagră, iar un front cald spre sud-estul țării noastre. Finalul intervalului de prognoză regăsește ciclonul cu centru baric pe Dobrogea. Temperaturile minime sunt ceva mai blânde în noaptea care urmează. Chiar pozitive în sudul județelor Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, cea mai mare parte a județului Ialomița, sudul, centrul și estul județului Tulcea și în Constanța, unde avem valori de la 1 la 35 grade. Nordul Moldovei și crestele montane au parte de minime de la minus 17-19 grade, în timp ce pentru restul țării vorbim de minus 1 spre minus 3-5 grade. Temperaturile maxime sunt pozitive în Oltenia, 0,1-3 grade, Muntenia, 0,1-3 grade, mare parte din Banat, aceleași valori, 0,1-3 grade, respectiv sud-estul extrem al Moldovei. În Dobrogea, în schimb, avem chiar 2,4-6 grade. În centrul și nordul Moldovei, respectiv zonele montane, ne vom opri la valori de la minus 13,7 grade, iar în Crișana, Transilvania, Maramureș, maximele vor fi de la minus 1 spre minus 3,4 grade. La începutul intervalului de prognoză, aflat sub influența ciclonului mediteranean, avem parte de nebulozitate accentuată în vestul Oltenii, Muntenia, sudul Dobrogei, județul Constanța, dar și prin Timiș, Mehedinți, Satu Mare și Maramureș. Până la orele dimineții, norii joși cuceresc toată Oltenia, Muntenia, zonele montane, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, pentru ca la prânz să ajungă și în nordul Moldovei, respectiv nordul Transilvaniei. În ceea ce privește ceața, avem condiții slabe pentru ea în sudul județului Suceava și nord-vestul județului Neamț pe timpul nopții care urmează. Despre precipitații, mult de vorbit, să o luăm metodic. Precipitațiile care încep încă de miercuri seara continuă și pe timpul nopții. La începutul intervalului de prognoză ninge în Banat, moderat în județul Timiș, sudul județului Arad și în Cara Severin, în Oltenia, moderat prin vestul Mehedinților și nord-vestul județului Gorj. Ninge și în toată Muntenia, moderat mai ales în nordul județului Teleorman, în nordul și centrul județului Giurgiu, Ilfov, nordul și centrul județelor Ialomița și Călăraș, în sudul județului Buzău. Ninge de asemenea și în sud-vestul județului Brăila, în sudul extrem al județelor Giurgiu, Călăraș, centrul județelor Călăraș și Ialomița, sudul și nordul județului Constanța, sudul Brăilei și sudul județului Tulcea avem parte de lapovița, iar în restul Dobrogei ploaie moderată cantitativ. Frontul are o deplasare sud-nord, astfel că odată cu înaintarea noaptei, ninsorile devin moderate și în Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Bacău, Vaslui, Covasna, Iași și Neamț la începutul dimineții. Tot la începutul dimineții, un al doilea val de precipitații intră prin Oltenia, tot din sur și se extinde în scurt timp în Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Brașov, Sibiu, cu deplasare până în nordul Moldovei. În acest interval va continua să ningă și prin Banat, Maramureș și Transilvania, în schimb Dobrogea, Lapovița și mai apoi ploile continuă până dincolo de orele amiezii. Cel de-al treilea val de precipitații intră tot prin Mehedinți, Dolj și Caraș-Severin. În aceste județe, dar și în Olt, Teleorman, Vest Nord și Centru, Gorj, Vâlcea, Dâmbovița, începe să ningă moderat spre abundent. În sudul extrem al județelor Giurgiu, Călăraș și Ilfov la început avem parte de ploi și lapovița, apoi ploaie înghețată prin Ialomița, Călăraș, sudul județelor Buzău, Brăila și Galați. În Constanța și Tulcea rămânem doar cu ploi. La finalul intervalului de prognoză ninge moderat abundent în Oltenia, Muntenia, fără sud-est, zonele montane, sudul Moldovei și liniștit în Banat, Transilvania. Încă de pe timpul nopții, dar și dimineața, vântul prinde putere în zona Dobrogei, în județul Constanța, dar și în Tulcea, urmând să avem parte de rafale de peste 50-60 km/h, pe litoral chiar 70-80 km/h. Seara, intensificările se mută pe zonele montane și de curbură, unde rafalele ajung și aici la 50-60 km/h. După atâta așteptare, aceasta este ultima hartă, vă garantez, cu stratul de zăpadă unde sudul țării este golaș ca un copil nou născut. După acest episod de iarnă vom avea și noi mult așteptatul omăt, de care cei din nord și centru se bucură deja de săptămână.